ziua tuturor! Bună ziua, doamna Adriana Marica! Mulțumim tare mult că ați acceptat invitația de a fi alături de noi. Pentru toți cei care ne urmăresc astăzi, vom discuta despre posibilitatea de a fi medic specialist în Franța, nu oriunde în Franța, ci mai ales pe Coasta de Azur. Bună ziua, doamna Marica! Bine ați venit! Bună ziua, doamna Adriana! Bine v-am găsit! Mulțumim! Care au fost primele dumneavoastră impresii de cum ați sosit acolo? Impresii legate de stilul de viață, de climă, de cultură? Suntem, da, țări europene, avem culturi comune, istorie comună, însă este totuși diferit, pentru că una este să te duci, de pildă, în vacanță, unde te simți bine oriunde, și alta e, într-adevăr, să-ți alegi o țară, un loc de unde să-ți trăiești viața și, practic, să o iei de la capăt. Așa este, da. Personal vorbind, vizitarea în Franța a fost la început anevoioasă, pentru că dacă nu ai un sprijin aici pe cineva care să te ajute, cineva care să trăiască în restul vrei să te instalezi, ca medic, este foarte dificil. De exemplu, noi am avut probleme cu simpla închiriere a unui apartament, deoarece n-am niciun istoric financiar. Nu prezentam nicio garanție și de multe ori ni se cerea chiria chiar și pe un an în avans, ca să putem să închiriem primul nostru apartament. Apoi, chiar și simpla deschiderea unui cont bancar a fost anevoiată, tot din același motiv, lipsa istoricului și, prin urmare, neprezentarea vreunei garanții. Apoi, odată instalat ca medic, ești privit cu un deosebit respect și toate ușile sunt deschise, în special aici, pentru că nu este un oraș foarte mare. Este o diferență incredibilă de abordare între aprecierea pe care o are soțul meu în San Rafael și abordarea pe care o avea în România. Tocmai din acest motiv am și decis să deschidem această firmă, fiindcă am văzut din proprie experiență cât de greu este să te instalezi aici pe cont propriu fără ajutor și la rândul nostru ne dorim să putem ajuta așa alți medici care au aceleași țeluri în viață ca și noi și care își doresc un viitor mai bun pentru ei și pentru familie. Așadar, medicii români care vor veni să lucreze pe Coasta de Azur vor avea tot sprijinul și suportul dumneavoastră în tot ceea ce vor face până ce se vor aclimatiza. Toate inițiativele profesionale și chiar și personale. Asta este foarte bine de știut. Da, iar apoi revenind la întrebarea dumneavoastră, cum am perceput noi schimbarea, după ce am depășit de toate dificultățile inițiale, am putut în sfârșit să absolvim cultura și noua viață de aici. Ritmul în Franța și în special pe Coasta de Azur este mult mai relaxat decât ce trăiam în România. Clima este considerată cea mai bună din Europa, pentru a avea un traseu și un parcurs bun. Apoi, odată ce stăpânești, evident, franceza la un nivel acceptabil, ca să aibă pentru a avea o conversație, trebuie să se înscrie la Colegiul Medicilor. Sunt o serie de documente care trebuie transmise. Noi îi oferim suport în acest demers, dar este o inițiativă personală pe care noi o putem doar intermedia. Momentan, din cauza COVID-ului, interviurile se dau doar telefonic. Iar apoi, odată ce a trecut interviul, va veni aici, noi îl vom ajuta să caute un apartament pentru chirie sau o casă, vom echipa cabinetul cu echipamentele pe care medicul și le dorește, vom deschide conturi bancare, abonamente la telefonie și la utilități, după caz îl vom ajuta să înscrie copiii la școală, dacă are familie. Și în toate aceste demersuri, noi îi suntem alături, noi garantăm pentru el în raport cu persoanele terțe, noi îi oferim sfaturi. Îi vom deschide lista de programări în momentul semnării contractului de colaborare cu noi, așadar când va veni și va începe activitatea, el va avea deja pacienți în așteptare. Doamna Adriana Marica, vă mulțumesc tare mult pentru discuția de astăzi, pentru amabilitatea pe care ați avut-o de a ne împărtăși din experiența dumneavoastră, tot ceea ce a reprezentat mutarea acolo, obstacolele pe care le-ați avut, dar și partea frumoasă pe care o trăiți acum în prezent.
Și vă mulțumim și pentru toate sfaturile și încurajările adresate medicilor specialiști români. Vă mulțumesc tare mult și sperăm să ne mai revedem și cu altă ocazie. Și eu la fel și vă invităm aici când o să treacă perioada aceasta mai dificilă de călătorit. Vă invităm aici cu mare drag. Cu mare drag. Mulțumim tare mult. O zi bună. La revedere! La revedere!